ciudat. Au trecut câteva zile, dar Maia nu mai vine. De ce oare? Auzi, dragule? Voiam să zic că acum câteva zile a fost o fetiță la noi. Vindea nasturi. Nasturi? Da. E o fetiță străzii care vinde nasturi ca să poată să-și cumpere o bucățică de pâine. Vai de mine, scumpă. E foarte trist ceea ce îmi spui. Da, așa este, este foarte trist. I-am zis să mai vină, să mai aducă nasturi, dar ea nu vine și eu nu pot înțelege de ce oare. Eu mă gândesc că ea nu găsește nasturi și probabil că nu are cu ce veni, nu are ce să-ți vândă, dar nici să cerșească nu vrea. Da, cred că ai dreptate. Dar ce mănâncă e de atunci? A trecut mai bine de o săptămână și știi când a fost, i-am dat un croissant. Bine ai făcut. Da, dar nu l-am mâncat. L-a pus pe furiș în buzunar. Hai de mine, tu crezi cumva că... Da, scumpule, sunt sigură. Și mă gândesc că ea are grijă de cineva, dar sunt foarte curioasă să știu de cine această fetiță are grijă. Da, Veronica, sunt atâția și atâția copii necășiți. Bine, scumpule, te las, nu vreau să te mai necăjesc. Citește, merg și eu să citesc, îmi place foarte mult cartea nouă. Bogdanie, acum vom merge să ducem nasturii și poate cu banii care facem astăzi vom putea să cumpărăm lăptică și pânică pentru noi. Bine. Vai, Maia, ce bine ar fi ca să avem câțiva bănuți. Sunt foarte flământă dacă nu le vor plăcea banii. Vai, Bogdanie, sper foarte mult să le placă. Eu alții nu am găsit. Lasă, Bogdanel, hai să vedem ce noroc avem în astă seară. Bogdanel, eu mă duc să văd, dacă pot să văd nasturi, dar tu te rog frumos, să nu te duci de aici, bine? Bine. Bine, Bogdanel, eu mă întorc repede, bine? Te iubesc. Și eu, Maia. Vai, probabil este Maia. Bună seara! Maia! Bună seara! M-ați rugat să aduc niște nasturi dacă mai găsesc. Mai doriți să cumpărați? Dacă am nevoie de nasturi, desigur că am fetiță nevoie. Hai, intră, te rog! Foarte mult. Maia, eu merg în dormitor să aduc banii, iar tu intră la bucătărie. Bine? Bine, vă mulțumesc. Bine? Thank you.
Maia. Vă mulțumesc foarte mult. Iar acum, stai puțin să-ți dau ceva, da? Nu vreau să vă deranjați. Nu e niciun deranj, absolut. Păi dimpotrivă, este o bucurie pentru mine că ai venit. Maia, dar mai întâi de toate voiam să te întreb ceva. Când ai fost data trecută la mine, ți-am dat un croissant. Tu nu l-ai mâncat. Pentru cine l-ai luat? Maia. Îmi pare rău că te-am întrebat. Îmi cer scuze că te-am supărat. O clipă. Pentru fratele meu l-am luat. Fratele tău? Da. Am un frate mai mic. Eu caut nasturi la hainele care sunt aruncate la gunoi. Le iau de la hăinuțe și apoi le vând. Și pe banii aceia cumpăr pâine pentru mine și pentru fratele meu. Vai, dar voiam să vă rog, dacă ați putea, să nu spuneți nimănui despre el. Adică? El a fugit de la casa de copii. De fapt, eu l-am ajutat să fugă. Ce? De ce a fugit? Avea mâncare, era cald iarna acolo. De ce a fugit Maia? Ba nu, acolo a adus o viață mult mai grea. Când l-am luat, era totul plin de lovituri și vânătăi. Nu mâncase mai bine de o săptămână. Acum este foarte teamă să nu ajungă iarăși. După cele porți, a avut o viață de coșmar. Da, scumpo, dar în stradă, acum iarna, aproape de iarna. Știu că și aici unde stăm noi în stradă nu este bine, dar măcar nu este lovit. Iar de mâncare fac eu rost în fiecare zi. Deodată nu avem nimic de mâncare, dar de obicei mă strădui să fac rost. Măcar de ceva. O, Doamne! Ține, Maia. Sunt pentru voi, scumpă. Fratele meu va fi foarte fericit. Dar de nasturi veți mai avea nevoie? O, da, desigur. Câți nasturi vei găsi, pe toți eu îi voi cumpăra. De toți am nevoie. Bine, când fac rost de ei, vin imediat la dumneavoastră să vi-i aduc. Acum trebuie să plec. La revedere! La revedere, scumpo! La revedere! Vă mulțumesc foarte mult! La revedere, Maia! Noi trebuie să facem ceva pentru acești copii.